A românului declarat, nu râdeți, declarat mort la tribunal, deși judecătorii l-au văzut viu în carne și oase. Sunt un om decedat, dar totuși trăiesc. Știrea s-a dat, ok. Acum vreau să ne... Mortul viu, oximoron. Da. Să ne aplecăm asupra, e de Luceafărul. Da. Să ne aplecăm, deci asta este domnul Nea Costel Reliu. Și aș vrea să ne aplecăm asupra faptului ce este dumnealui... Ce este dumnealui în momentul ăsta, lăsând bășcălia la o parte? Ce este? Un votant. Ce? Da. Adică un om cu drept de vot. Eu m-am gândit și care în spate povestea. Deci dumnealui este declarat mort ca să nu-i se mai da pensia. Statul român, băiat deștept, dar e viu ca să ia impozit. Corect? Bravo. Da. Dar cum s-a întâmplat de fapt? Cum s-a întâmplat? Haideți să dezlușim împreună. Azi, așa, în 2016 dumnealui a fost declarat mort, deoarece a fost declarat, nu poți să declare dumnealui mort, a fost declarat de iubita lui soție. De soție. De soția dumnealui. Dumnealui luase calea privegii la Constantinopol. Dacă intri în gura femeii și vorbește despre tine, tot ești un om mort. Ești... Dacă te ia nevastă, așa, mort. Ești ca și mort. Deci, ca și mort. Dumnea ei, distinsa soție cu care s-a iubit dumnealui, l-a declarat mort pentru că... Dumnealui plecase în privegie la târgul Constantinopolului. Plecase în privegie, unde a stat vreo 19 ani. De ce? Dumnealui i-a plăcut acolo să fie brutar, a lucrat acolo. Am înțeles. N-a mai dat pe acasă vremea de 19 primăveri. N-a anunțat-o. Distinsa a zis, bă, nu ne rămâne și nouă moștenire ceva de la dumnealui, îl dăm de mort, când l-a declarat mort, îi luăm ce era a lui. Aha, ca pe Nichifor Lipan. Exact, bravo. Dar nu-l găsise încă peste Sabasa când a trecut peste Stănișoara înspre Stuha încolo. Da? Tribunalul omul s-a întors în țară, bun, acum lăsăm bășcălie. A venit și a zis, domnule, vă rog să-mi anulați sentința emisă în 2016 când am fost declarat mort. Așa, că eu sunt cât se poate de viu. 6 ore l-au ținut întâi la poliție să zică că nu e bășcălie. L-au bătut de la uscat, a zis, mă potolește. Declarația dumnealui. Am intrat în țară, 6 ore m-au ținut acolo și a zis, tată, noi avem crime, altceva ai. Domne, eu sunt ăla, n-avem timp de bășcălie. Bun. Și a zis așa. În acte este cât se poate de viu, dar în realitate trebuie să deschidă o nouă acțiune în instanță, să apeleze la o cale extraordinară de atac prin care să se revizuie sentința că dumnealui nu-i mort. Că a zis, de ce? A trecut foarte mult timp de când sunteți mort. Da. Da, 2 ani de zile. Și gata, s-a prescris. Deci, dumneata, ești mort. Ai venit foarte târziu să spui că ești viu. Și zice așa. Pentru că nu are bani și... Aici... Dar nu poți, în județul în care s-a întâmplat treaba, că numai în județul ăsta putea să întâmple, pentru că nu are bani și nici posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă, câtă vreme ca figurează ca fiind mort, că omul nu poate să angajeze fiind mort, atenție martor, Constantin Reliu nu și-a permis să-și angajeze un avocat. Și acum urmează, vă rog frumos să citim cu atenție, fiind reprezentat de unul de oficiu care spune nici măcar nu a fost prezent la sala de judecată. A zis ăla, cum să mă duc să asist un mort? Deci a zis, bă, te reprezint eu, dar nu vin. Da? Așa. Ultima dată și-a vizitat familia în anul 1000, băi, Nea Costică și Matale, în 1999, ți-ai vizitat ultima oară familia, așa. Ce vrei. Așa s-a întors, el figurează mort din 31 decembrie 2003. Deci are 15 anișori de acum, de când este mort. Așa. A fost îndrumat către instanța care a pronunțat hotărârea judecătorească. S-a adresat judecătăriei Bârlad, unde a intrat în posesia hotărârii pronunțate în 2016. Știi care e concluzia? Băi, în România nu exiști dacă n-ai dosar cu șină. Și băi, dar soția cum a gândit-o, ascultați puțin. Zice, în august 99 a avut loc un cutremur mare în Turcia. Pac, s-a dus imediat a doua zi și a zis, a murit ăla în Turcia în cutremur. Băi, contează, adică nu-i Caragiale? Da. Și a zis, gata, ăla n-a mai apărut cu tare, a zis, băi, la revedere. Au fost audiați doi martori, fratele și cel mai bun prieten al bărbatului, că nu l-a crezut nimeni. Bă, ăsta-i frate, tu, da. Din primele relații rezultă că pârâtul așa nu este înregistrat în evidență. După ce că e mor, mai e și pârât. Da. Ideea este că aveți mare grijă, fără bani, fără identitate, omul practic nu există acum. Bă, uite, mi-ar fi plăcut să fiu așa. Este așa ceva, nu există? Da. Te uiți la el și spui așa ceva, nu există? Nea Costică, du-te de aici că păi tu... să n-ai de niciunul în afară de dreptul de vot. Eu am... Că ăsta nu ți-l ia nimeni, chiar dacă ești... Da. Eu am pe 25 îmi vin taxele pe ultimul trimestru de anul trecut și aș vrea dacă se poate să... Să-mi dai și mie știrea. Da, tu spune-ne, Dănuțe, că e... Da, te trec în rândul celor drepți, deși tu ești cam strâmb așa, dacă mă uit bine la tine. Da, oricum, la bază este vina lui față de soția. Acum hai să recunoaștem, omul 19 ani nu i-a scris un rând, nu i-a zis. Da. Am înțeles că a trăit și cu altă ibovnică sau chiar cu mai multe, că așa e la acolo, da. Și ce s-a întâmplat? L-au dat înapoi că el avea acte false în Turcia. L-au prins odată, da.
Deci practic, e mor și în Turcia. El nu exista nici în Turcia. Nu exista nici în Turcia. Greșelile sunt ale lui acum, na, trebuie să tragă un pic. Faptul că tu, om normal, pe două picioare, nu poți să convingi un judecător că existi, asta mi se pare ciudat. Da, Dani, fața omului când s-a dus acolo la ghișeu și a zis, bună ziua, eu sunt ăla mortul. Aș fi vrut să văd reacția doamnei de acolo, de la unde e, de la evidența populației, de la ANAF, cum s-a dus de lui. Autoritățile vamare m-au chestionat mai bine de 6 ore până când și-au dat, seama că nu este vorba despre o farsă. Băi, lasă Caterinca, a zis. Păi nu, după ăla de anul trecut care s-a dus să-și scoată cazier, el fiind căutat de poliție. Era pe toți pereții. Ce doriți? O, dar aveți poza dumneavoastră aici. Am venit să-mi dați un cazier, îmi trebuie, trebuie la bancă la, sau la angajare. Fac și eu. Ia stați aici că vi-l aduce cineva cu chipiu. Nu vă deplasați dumneavoastră. Și când pun ăștia de la poliție fotografii peste tot, infractor periculos pe căuta, bă, dar când i-au făcut poza, n-au putut să-l țină acolo. Da. Deci nu s-a întâmplat în județul în care credem de mândă. Sunt totuși România cât grasule. Hai să mergem mai departe. Și cu ei alți doi. Deci și cu ei la Grasu și cu ei alți doi. Da, da, Grasu-i de vină. Mamă, dar ce formație ar fi Grasu și cu ei doi? Bine, Grasu XXL luat, nu merge. Da, nici el nu mai e XXL acum, săracu, numai Grasu. Grasu XL și ăia doi. Mergem la Vlăduț.